Școala sportivă din Isporeni a dat start în acest weekend competițiilor de primăvară la gimnastică pe trambulină. Instituția a găzduit primul campionat din acest sezon. Ca și la concursurile anterioare, majoritatea locurilor de frunte le-au câștigat sportivii nisporenieni. Campionatul a adunat aproximativ 50 de sportivi de aici de acasă, dar și raionul Leova, municipiul Bender și Tiraspol. În total, campionatul a fost împărțit în 6 concursuri. La 5 dintre ele, trofeile au fost câștigate de nisporenieni. Asta, deși spun ei, adversarii au fost puternici. Eu la campionatul de sunt am avut rezultate bune și sper să mai am la celelalte campionate. Am luat loc întâi la grupa mea. Eu pentru asta am muncit foarte mult. M-am antrenat 5 ani de zile la sportul acesta care mie îmi place și vreau să-l duc până la capăt. Concurenții mi s-au părut buni. Deoarece erau mici, dar au făcut combinații bune. Am reușit foarte bune, doar locuri din tâi. Participanții au fost destul de pregătiți, dar am învins. Depun foarte multă muncă, în sala de sport petrec câte 3 ore jumate. Trebuie să mă antrenez, fiindcă doar antrenându-te faci sport de performanță. Ne pregătim de un nou campionat, va fi un campionat de talie internațională, unde vor participa mai multe țări. Vor avea reușite bune, ca de fiecare dată, fiindcă ne antrenăm mult, depunem mult efort. Antrenorul sportivilor spune că mereu la fiecare campionat, discipolii săi iau cele mai multe trofee. Deși au dat dovadă de rezultate bune, aceștia nu se opresc aici și continuă antrenamentele. Sportivii noștri s-au bucurat foarte bune. La noi au rămas cel mai multe locuri. Noi ne prezentăm tot timpul foarte bine și cred că noi o să ne gătim mai departe. Plecăm la Tiraspol, data de 14-15, cred că luna următoare, și acolo o să demonstrăm, să începem tot mai puternici.